La sediu organizației persoanelor cu diabet zaharat, la strop de miere, astăzi vom organiza determinări de glicemie, de hemoglobină glicată, de indice Glenn-Brad și de risc cardiovascular. În afară de asta, am organizat în oraș determinări screening în două farmacii, la Alfa și la Itelca, unde se vor măsura greutatea, tensiunea și glicemiile. Nădăjduim să se adreseze cât mai multă lume acestei acțiuni și să beneficieze de determinările gratuite pe care le-am făcut. De asemenea, fiind vorba despre femei, vom organiza o mică expoziție în holul cabinetelor, o mică expoziție de flori, cu sprijinul florăriei Florindar. Cam cât estimați din ceea ce ați avut anul trecut, câte determinări gratuite estimați să faceți per total astăzi? Sunt convinsă, anul trecut am avut aproximativ 300 de determinări și anul acesta ecoul sperăm să fie mai amplu, pentru că deja oamenii s-au obișnuit cu manifestările pe care le organizăm noi.